Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ați venit. Urmează declarațiile de presă ale Ministrului Afacerilor Externe, Excelența sa, doamna Luminița Odobescu, și Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Azerbaijan, Excelența sa, domnul Ceyhun Bayramov. Excelența voastră, doamnă ministru, aveți cuvântul. Bună ziua, domnule ministru, dragă Ceyhun, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la București și ocazia de a avea un dialog deschis și amplu pe o gamă largă de teme de actualitate. Vizita dumneavoastră este o dovadă a relațiilor apropiate pe care România și Azerbaijan le dezvoltă de peste 30 de ani. Înainte de toate, permiteți-mi să folosesc acest moment pentru a reitera, atât în numele meu cât și în numele României, solidaritatea și susținerea față de toți cei care au suferit și a căror viață s-a schimbat dramatic, tragic, fundamental, fie că vorbim despre războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei sau de evenimentele recente din Israel și Gaza. Din orice poziție privim lumea, suntem cu toții martorii unor evenimente încărcate de durere și suferință. Avem cu toții obligația să lucrăm cu toată forța pentru a ne apăra valorile democratice și principiile de drept internațional și pentru a întări ordinea internațională bazată pe reguli. Revenind la agenda consultărilor de astăzi, am avut un dialog foarte consistent și un schimb de opinii aplicat. Am discutat, bineînțeles, despre continuarea într-un ritm susținut a dialogului bilateral, dar și despre aspecte aflate pe agenda internațională, cu precădere situația de securitate, atât în regiunea Caucazului de Sud, cât și în cea a Mării Negre. Am trecut în revistă stadiul intens al dialogului politico-diplomatic dintre România și Azerbaijan. Avem o evaluare comună privind nivelul și substanța foarte bune ale contactelor bilaterale. Am convenit menținerea acestei dinamici pozitive și fructuoase, precum și aprofundarea cooperării în domenii cu semnificație particulară, cum sunt energia, transporturile, investițiile, agricultura, educația. Azerbaijanul rămâne un partener important al României și al Uniunii Europene, nu numai prin contribuția adusă la asigurarea securității energetice europene, dar și prin relevanța sa geostrategică în contextul coridoarelor de transport ce leagă Europa de Asia. Azerbaijanul este principalul partener economic al României în Caucazul de Sud. Am discutat astăzi despre accelerarea eforturilor țărilor noastre pentru operaționalizarea cât mai rapidă a rutei internaționale de transport Marea Neagră, Marea Caspică. Această inițiativă, pe care o dezvoltăm împreună cu Georgia și Turkmenistan, va permite atragerea de noi fluxuri de mărfuri din regiunile Caucazului de Sud, Asia Centrală și Asia Pacific, transformând porturile noastre de la Marea Neagră și Marea Caspică în importante centre de tranzit pe axa Est-Vest. Am reiterat susținerea fermă a României pentru normalizarea deplină a relațiilor dintre Azerbaijan și Armenia. Poziția noastră este clară și consecventă, soluționare durabilă, negociată, cu respectarea principiilor dreptului internațional, a tuturor problemelor pendinte. În acest sens, reiterez sprijinul României pentru eforturile de mediere depuse de președintele Consiliului European. Pentru România este extrem de important ca în Caucazul de Sud, regiune care se află în vecinătatea noastră, de cealaltă parte a Mării Negre, să fie asigurate securitatea, stabilitatea și pacea. Acestea sunt premisele de bază pentru asigurarea prosperității și dezvoltării de ansamblu, pentru valorificarea potențialului imens al regiunii sub toate aspectele. Considerăm că Uniunea Europeană poate să joace un rol mai important și mai substanțial în aceste direcții, pentru că dispune de voință politică, de instrumente și de capacitățile necesare. Nu în ultimul rând, am reconfirmat poziția clară a României în ceea ce privește războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Am prezentat sprijinul ferm, multidimensional, pe care România l-a acordat și continuă să-l acorde în continuare Ucrainei. Ucraina trebuie să fie în continuare sprijinită.
În câteva zile așteptăm un raport pozitiv al Comisiei Europene privind lansarea negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Cu voia domnului ministru, aș vrea să mă refer succint la criza din Orientul Mijlociu și în mod special la situația din fâșia Gaza. Doresc să reamintesc și cu acest prilej că România a condamnat în termenii cei mai ferm posibili atacul terorist al Hamas și susține dreptul Israelului de a se apăra în linie cu dreptul internațional și dreptul umanitar internațional. România solicită eliberarea tuturor ostatecilor fără precondiții, inclusiv a celor 6 cetățeni cu dublă cetățenie, israeliană și română, ostatici în fâșia Gaza. În același timp, suntem profund îngrijorați și este de datoria noastră comună să facem tot ce ne stă în putință pentru a proteja viețile nevinovate ale civililor, pentru a atenua criza umanitară din Gaza și pentru a evita extinderea regională a conflictului. Și pe aceste paliere am acționat în concertare cu partenerii țării noastre și sunt în contact permanent cu omologii din regiune și cu partenerii internaționali ai României. De asemenea, țara noastră a aprobat deja livrarea a 230 de tone de asistență umanitară de urgență pentru populația civilă din fâșia Gaza. În legătură cu solicitările de evacuare din fâșia Gaza, la acest moment, Ministerul de Externe, prin intermediul celulei de criză și al misiunilor diplomatice din regiune, este pregătit să acorde sprijinul necesar pentru evacuarea cetățenilor români și a membrilor de familie a acestora din fâșia Gaza. Menținem totodată dialogul cu autoritățile israeliene și egiptene, cu delegația Uniunii Europene la Cairo și cu misiunile diplomatice acreditate la Cairo, care au în continuare cetățeni în fâșia Gaza, în vederea unei coordonări strânse a demersurilor de evacuare a cetățenilor noștri. La acest moment, în sprijinul Ambasadei României la Cairo, au fost trimise două echipe din Unitatea de Reacție Rapidă a celulei de criză a Ministerului Afacerilor Externe. Peste 260 de cetățeni români și membri de familie din fâșia Gaza s-au notificat pe lângă oficiul de reprezentare a României la Ramallah în vederea evacuării și menținem contactul cu ei. Din păcate, situația din teren nu permite la acest moment evacuarea cetățenilor străini din Gaza, punctul de frontieră, Rafah, fiind în continuare blocat. Negocierile pentru deblocare continuă între actorii implicați. Celula de criză a Ministerului de Externe continuă demersurile susținute pe toate palierele menționate în vederea evacuării cetățenilor români. În final, aș dori să-i mulțumesc domnule ministru, încă o dată pentru discuțiile deschise și consistente de astăzi și pentru angajamentul său în aprofundarea și consolidarea relațiilor româno-azere. Domnule ministru, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Madam Minister, dragi colegi, doamnelor și domnilor, în primul rând vreau să-mi exprim mulțumirea sincer pentru ospitalitatea dumneavoastră în timpul vizitei în România. Astăzi am avut o întâlnire productivă cu draga mea colegă, doamna ministru Luminița Odobescu, și am avut un schimb util cu privire la situația actuală și a evoluției parteneriatului nostru strategic. Anul trecut am sărbătorit 30 de ani de relații diplomatice între țările noastre. În toți acești ani, relațiile dintre Azerbaidjan și România au avut rezultate fructuoase și vizitele la nivel înalt de ambele părți. În acest context, este baza relațiilor noastre bilaterale în general și a dialogului politic.
Azerbaidjanul și România au ajuns la un moment unde ambele țări se bucură foarte mult de relațiile pe care le au și au o cooperare bună în interiorul organizațiilor internaționale. Astăzi am avut o șansă bună din nou să ne uităm la zonele de cooperare dintre țările noastre, acoperim partea politică, economică, energie, partea umanitară și alte dimensiuni, precum și schimburi privind evoluțiile regionale și nu numai. Consultările dintre miniștrii celor două țări cred că sunt foarte importante și am exprimat dorința de a avea astfel de consultări cât mai curând posibil. În același timp, o colaborare foarte strânsă între aceste țări este pe agenda relațiilor bilaterale ale țărilor noastre. România a fost a doua țară care a recunoscut independența Azerbaidjanului în 1991. România și-a continuat sprijinul în ceea ce privește integritatea și suveranitatea țării noastre. Profit de ocazie pentru a exprima din nou aprecierea noastră față de suportul constant al României. Astăzi am avut ocazia să discutăm și despre moduri de a ne îmbunătăți colaborarea în cadrul organizațiilor internaționale. Dragi colegi, relațiile dintre noi au crescut și foarte mult în ultimii 4 ani și avem schimburi comerciale de peste 4 miliarde de dolari pentru prima oară în istoria relațiilor noastre bilaterale. Vorbind de cooperarea energetică, salutăm operaționalizarea transportului din România, așa cum avem și în parteneriatul strategic pentru transmiterea energiei verde între Azerbaidjan, Georgia și România, semnat anul trecut aici la București. Cu toate acestea, investițiile dintre România și Azerbaidjan nu corespund comerțului bilateral, arătându-ne că există loc pentru a îmbunătăți și mai mult și pentru a face relațiile și mai durabile. Întâlnirile pe care le putem avea în cadrul organizațiilor internaționale pot consolida și mai mult relațiile noastre economice. Noi avem nevoie de reconstrucție și redresare în regiunile recent eliberate în Karabakh și companiile române pot vedea aceasta ca o oportunitate. Am vorbit despre cooperarea de succes dintre Azerbaidjan și România în mai multe domenii și ne bucurăm că am avut mai multe proiecte implementate în România de către companii azere. Astfel de inițiative contribuie la apropierea popoarelor noastre și la continuarea și intensificarea relațiilor noastre. Doamnelor și domnilor, odată cu încheierea ocupării teritoriilor azere, aceasta adaugă o nouă perspectivă relațiilor dintre țara noastră și a voastră. Normalizarea înseamnă respect pentru ceilalți, suveranitate, și acesta nu vor afecta numai Azerbaidjanul și Armenia, ci înseamnă mai mult potențial și pentru țările din regiune și nu numai. Aș vrea să subliniez din nou agenda de pace promovată de Azerbaidjan, bazată pe respect reciproc pentru cei care au interese comune. Speranța că această șansă unică de normalizare și cooperare nu va fi ratată din nou. Doamnă ministru, aș vrea să îmi exprim încrederea că această vizită va fi un pas înainte în ceea ce privește parteneriatul strategic dintre țările noastre. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și pentru ospitalitate. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, evenimentul s-a încheiat. Mulțumim!